Există, dragii mei, în viața fiecărui om anumite momente. Ele nu sunt foarte prea dese, dar sunt niște momente de cotitură în viața fiecărui om. Există momente, dragii mei, în care totul se poate pierde sau totul se poate câștiga. Există momente de cotitură și există răscruci în viață în care dacă o iei în direcția bună, ești un om binecuvântat. Dar dacă mergi într-o direcție greșită, e drumul spre blestem și spre moarte. De aia sunt aceste momente de cotitură în viața fiecăruia dintre noi. De exemplu, probabil să fie în genul acesta un examen foarte important, vorbesc profesional, pentru viața ta profesională. Un examen sau de un examen poate să atârne viitorul tău profesional. Dacă reușești să promovezi, dacă reușești să iei acel examen, ai deschisă ușa spre multe posibilități. Dacă nu, ți se închid ușile, probabil pentru mult timp, și va trebui să-ți reconfigurezi viața și să te gândești să faci probabil altceva. S-ar putea ca un astfel de moment de cotitură în viața altcuiva să fie probabil un tratament medical. Ai încercat toate și au venit medicii și ți-au spus, ascultă-ne, nu știu cum să ți-o spunem mai direct, dar dacă ăsta nu funcționează, dacă nici cu medicamentul ăsta, dacă nici cu tratamentul ăsta nu merge, noi nu mai avem ce face. Și gândiți-vă că pentru tine acel tratament este totul sau nimic. Examenul acela poate să fie de totul sau nimic. Probabil că ești în așteptarea unei întâlniri importante cu cineva care îți poate oferi un acces, îți poate oferi anumite lucruri. Și această întâlnire și de această întâlnire, de modul în care va decurge întâlnirea aceasta, depinde viitorul tău. E foarte important, sunt momente, dragii mei, în care putem câștiga totul sau în care putem să pierdem totul. Există probabil în viitorul apropiat, în orizontul cuiva, în domeniul acesta, poate financiar, există o investiție pe care trebuie să o faci. Și în funcție de investiția aceasta, de reușita ei sau nu, e totul sau nimic. Poți să câștigi totul sau poți să pierzi totul. În urmă cu ceva timp, de fapt mai bine de 3 ani și ceva de zile, am stat de vorbă cu un tânăr după o conferință, am reușit să mă împrietenesc cu el, am stat vreo 3 zile undeva în diaspora și mi-a zis, frate Dorel, vreau să te rogi pentru mine. Și am zis, de ce? Urmează să cer mâna unei fete pe care o purtez de multă vreme. Ok, bă, zic, dar e și scurtă perioada, deci o știu așa, noi ne știm, dar zice, eu sunt foarte hotărât. Nu știu dacă era din Bihor, că Bihor e BH, bărbați hotărâți. Dar au zis, bă, știi, sunt foarte hotărât, zice, eu nu sunt din alea că pierd luni de zile, eu ce spun, ce îngușe și încă puși, îi spun da sau nu. Și am zis, bun, de ce vrei, dacă ești așa hotărât, de ce vrei să mă mai rog? Sfate, Dorele, păragă-te, zice că, de ce? Păi dacă spune da, trebuie să te pregătești de nunta. Și dacă spune nu, să te pregătești de consiliere, că vin în România. A zis, Doamne, dă să zică da. Și au zis da, slavă Domnului. Sau putea să fie da de unde. Dar, vedeți dumneavoastră, fiecare dintre noi trecem prin momente de totul sau nimic în viață. Momente, dragii mei, în care putem să câștigăm totul sau să pierdem totul. Am citit săptămânile acestea, pregătindu-mă, gândindu-mă la sărbătoarea aceasta învierii lui Iisus Hristos și mi-a plăcut foarte mult ce spunea un om al lui Dumnezeu pe care îl ascult, Timothy Keller, și spunea în felul următor, vă citez. Dacă Iisus a înviat din morți, trebuie să accepți tot ce spune El. Dacă nu a înviat din morți, de ce te-ar mai interesa orice ar spune El? Asta e o afirmație radicală. Asta e o afirmație, dragii mei, fundamentală și e adevărată. Frați și surori, dacă Iisus Hristos a înviat din morți, trebuie să accepți tot ce spune El și ce nu-ți place. Dar dacă n-a înviat din morți, de ce te-ar mai interesa să asculți orice din ce ți-ar putea spune? Dragii mei, dacă vreau să vă gândiți, dacă nu a înviat Hristos, ceea ce noi facem în seara aceasta e o minciună. Dacă nu a înviat Hristos, toți anii ăștia din viața mea, de la 18 ani, sunt o minciună.
Dacă nu a înviat Hristos, tot ce ai făcut până acum e pentru nimic. Creștinismul, dragii mei, fără învierea lui Hristos, e o minciună. Știu că e o afirmație radicală, dar dumneavoastră vreau să înțelegeți în seara asta că învierea este de totul sau nimic. Nu este de jumătăți de măsură, nu-i cu virgulă, e totul sau nimic. Dragii mei, dacă nu a înviat Hristos din morți, vorba celor pe care îi citează Pavel, să mâncăm și să bem, că mâine ce facem? Vom muri. Fatalism. Dacă nu a înviat Hristos, dragii mei, legile morale nu mai au nicio valoare. Dacă n-a înviat Hristos, anarhia trebuie să fie următoarea regulă de bază a vieții oamenilor. Dacă nu a înviat Hristos, dragii mei, nimic nu mai este interzis, totul este permis. Dacă nu a înviat Hristos, dragii mei, nu mai putem să ne gândim viața cum am gândit-o până acum. Frați și sorori, dar dacă Hristos a înviat, nu mai putem trăi cum ne place și nu mai putem muri indiferent cum. Dacă Hristos a înviat din morți, dragii mei, atunci trebuie să înțelegem că toate lucrurile se schimbă. Dacă Hristos n-a înviat din morți, frați și surori, această carte nu este o revelație, ci este o rețetă pentru o viață alternativă. Dar noi credem că Iisus Hristos a înviat. Și pentru că, dragii mei, Iisus Hristos a înviat și pentru că este un adevăr, vreau să înțelegeți care este miza Lui. Și ce spune Pavel? Dacă nu a înviat Hristos, totul e degeaba. Dacă nu a înviat Hristos, lacrimile noastre sunt degeaba. Dacă nu a înviat Hristos, morim în păcat. Dacă nu a înviat Hristos, dragii mei, nu există viață după moarte. Dacă nu a înviat Hristos, nu învie nici morții. Uitați-vă cât de mare este miza învierii. De-aia, în această seară, vreau să vin înaintea dumneavoastră cu un gând pe care l-am intitulat de înviere, totul sau nimic. Învierea este ceva despre totul sau nimic. Câștigăm totul sau pierdem totul. Este de totul sau nimic. Și vreau, dragii mei, să afirm trei principii în această seară, cred relevante, pe care le vom extrage din Cuvântul lui Dumnezeu. Asta în măsura în care veți reuși să fiți atenți și în măsura în care, vă rog în numele Domnului, dacă vedeți pe cineva adormit, scuturați-l în numele lui Iisus Hristos, faceți o slujbă bună și primită de Domnul. Doar să nu fie prea tare, să se lase cu strigare aici în locul ăsta. Frați și surori, pentru că este ceva de totul sau nimic, dragii mei, nu trebuie, vreau să spun primul lucru pe care vreau să subliniez, nu trebuie să lăsăm ca nimic să ne împiedice în a primi acest adevăr. Dragii mei, Iisus Hristos a înviat și este un adevăr. Și pentru că acest adevăr pentru noi, pentru mine și pentru tine este totul, ascultă-mă ce spun în seara asta, nu trebuie să lași ca nimic, dar absolut nimic, să te împiedice să primești adevărul acesta. Să primești acest adevăr. Spune Apostolul Pavel cum a ajuns acest adevăr, cum a fost primit acest adevăr în Corint de către cei care au constituit Biserica lui Dumnezeu în urma propovăduirii lui Pavel. Vă fac cunoscut, fraților, ce? Evanghelia pe care v-am propovăduit-o și pe care, ca și reacție, ce au făcut oamenii ăștia? Ați primit-o. V-am propovăduit și spune Pavel, ați primit. Ce-a propovăduit Hristos? V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos, dragii mei, acesta este, dacă vreți, definiția întregului creștinism, rezumat în două fraze. Căci spune, căci v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și, dragii mei, cei din Corint primesc mărturia aceasta, propovăduirea aceasta. Dragii mei, adevărul acesta al învierii lui Hristos e ceva pe care trebuie să-l primești și nu trebuie să lași absolut nimic să te împiedice să primești acest adevăr. Însă, oameni buni, sunt atât de multe lucruri care ne pot împiedica să primim, să acceptăm adevărul acesta. Vreau să vă gândiți că
o barieră majoră, un obstacol major în a primi acest adevăr al învierii lui Iisus Hristos pentru oamenii de astăzi și a fost de-a secole de-a lungul, dragii mei, ne împiedică de foarte multe ori prejudecățile pe care le avem față de alții. Ceea ce ne împiedică de foarte multe ori sunt prejudecățile pe care le avem față de alții. Acum vreau să vă gândiți în Marcu capitolul 16 cu versetul 9. Spune cuvântul lui Dumnezeu că primul martor al învierii și cine este? O femeie, Maria Magdalena. Și după ce ea se întâlnește cu Iisus Hristos, este trimisă de către Iisus Hristos să le spună ucenicilor că El este viu și că îi așteaptă în Galileea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. După ce a înviat în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 draci. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fusese împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, ce au zis? Abia așteptam veștile astea. Nu credem. Nu te credem. Culmea este, zice Biblia, că după aceea s-a arătat într-un alt chip la doi dintre ei, cei de pe drumul Emausului. Pe drum, când se întorceau de la țară, aceștia s-au dus, de-au spus lucrul acesta celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. De ce nu-i credem? Pentru că avem preconcepții. Haideți să ne gândim puțin. Dumneavoastră, nu cred că de multe ori putem să ne imaginăm când citim Scripturile cam cum era privit o femeie în urmă cu 2000 de ani. Surori dragi, mulțumiți Domnului că v-ați născut în vremea aceasta. Mai ziceți amin? O călătorie în timp poate să facă Domnul dacă vreți. Să vedeți cum era. Pentru că condiția femeii era una extraordinar de ingrată. Oprimată, desconsiderată, marginalizată la periferia societății. Cuvântul ei nu conta, opinia ei nu conta. Oameni buni, gândiți-vă că vine o femeie cu un trecut dubios. 7 draci, spune Biblia, că o scos din ea Iisus. Fostă demonizată, da? Una care mergea după Iisus, Maria Magdalena, și asta vine și spune, mi s-a arătat mie Domnul. Cine credeți cu crezutul? De prea multe ori, vedeți dumneavoastră, noi avem prejudecăți față de cei care ne comunică adevărul lui Dumnezeu. Și pentru că avem prejudecăți, nu le primim. Deși de multe ori se mai confirmă și prin altcineva că vin cei doi, nici pe ăștia nu-i cred. Și de ce? Pentru că avem prejudecăți. Vă duceți aminte când Petru, în fața Sanhedrinului, în Faptele Apostolilor, capitolul 4, le predică marilor preoți despre faptul că Iisus Hristos a înviat și că vorbește cu atâta putere? Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni, cum? Necărturari. Adică vine un pescar la un teolog să ne spună nouă cum e despre înviere? Normal că ai preconcepții, normal că nu-ți vine să crezi, normal că nu-ți vine să crezi despre ceea ce spune omul acela. De ce nu primim de foarte multe ori aceste adevăruri ai Dumnezeu, inclusiv acest adevăr al învierii? Pentru că avem, dragii mei, prejudecăți, pentru că avem preconcepții față de cei prin care Dumnezeu ne le comunică. Ce ne împiedică mai apoi să primim acest adevăr al învierii? Dar ascultă-mă, seara să spun în numele Domnului, nu lăsa ca nimic să te împiedice să primești adevărul acesta. Ce ne mai împiedică sunt presiunile venite din partea altora. Spune cuvântul lui Dumnezeu, auziți versetul 12, acesta e un caz șocant. Nu auziți acum ce biserică e în Corint? Cei care, am mai spus-o de atâtea ori, mai idealizați trecutul și blamați prezentul. Cei care v-ați fi dorit să trăiți pe vremea lui Pavel, vreau să luați nu numai partea frumoasă, vreau să luați și partea mai puțin plăcută a lucrurilor. Pentru că Biblia nu fardează niciodată adevărul și nu-l ascunde. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 12, iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii din afara bisericii? Așa spune Biblia. Nu v-am pierdut, nu? De unde erau ăștia? Între ei. Din biserică. Tu l-ai dat. Erau oameni botezați acolo care nu credeau că Hristos a înviat. Erau oameni care veneau la biserică și cântau, dar ei nu credeau în sinea lor că Hristos a înviat. Acum, când e unul și sunt 10 care cred, nu-i rău, că e galerie, 10 plus 1 îl faci praf. Argumentativ, bineînțeles, în numele Domnului, cu argumente. Dar când sunt deja majoritari și ei toți spun 8, nu înviat și sunt numai 2 care spun, bă, înviat. Dumneavoastră nu credeți că e o presiune mare pe tine? Gândește într-un anturaj, gândește într-un anturaj cu oameni care nu cred și care contestă acest adevăr. Vreau să spun că e foarte dificil să primești adevărul ăsta.
Ați auzit probabil de Mel Gibson, care este un actor cunoscut, un regizor cunoscut. Când omul acesta a realizat și regizat în, pare mi se, 2003-2004, filmul Patimile lui Hristos, era la preselecție și căuta oameni care să joace rolurile din acest film, care a fost de un impact extraordinar. Ei, l-a abordat pe unul dintre cei mai în vogă tineri actori de la Hollywood, pe Jim Caviezel. Omul ăsta interesant avea 33 de ani atunci. Și Mel Gibson s-a dus la Jim Caviezel și a zis: uite, vreau să-ți propun, vreau să fac un film despre patimile lui Hristos. Va fi un film șocant, dar a zis el: înainte să spun de oferta financiară, înainte să spun de orice, de rolul, de ceea ce vreau să joci, de cum o să joci, vreau să spun ceva. Ascultă-mă bine, să nu spui cum ți-am spus adevărul. Dacă accept să joci rolul lui Iisus Hristos în acest film al meu, îți garantez și îți promit că niciodată nu o să mai de lucru la Hollywood. Ăștia te vor exclude. Și a zis: gândește-te și dă-mi un răspuns. Și Jim Caviezel a zis: lasă-mi o zi de gândire. S-a dus acasă. Era o stea în devenire, deja juca în filme în care primea ca buget pentru prestația lui 2, 3, 4 milioane de dolari. Și în momentul în care a cumpănit dacă să accepte sau nu rolul acesta, a zis el: am 33 de ani, inițialele numele meu sunt GC, Jim Caviezel, dar e și Jesus Christ. A zis: poate că nimic nu e întâmplător. S-a gândit și a spus: m-am rugat așa pentru prima dată serios în viața mea. Nu prea le aveam cu Dumnezeu. Am citit scenariul și a doua zi am spus lui Mel Gibson: mă bag, intru. Și a spus Mel Gibson: hei, știi ce te așteaptă? Și a spus: știu. Știți ce l-a așteptat după rolul acesta? N-a mai primit niciun rol la Hollywood. N-a mai fost luat în seamă de niciun regizor. Ba dimpotrivă, împotriva lui, au fost stârnite foarte multe bârfe, minciuni, zvonuri. I-au pătat reputația, l-au declarat antisemit pentru că a jucat în acest film. Dar Jim Caviezel a spus, pentru că azi a devenit un evanghelist. Din actor a devenit un evanghelist. Și spunea omul acesta: i-am dat în cele din urmă răspunsul meu când am bătut palma cu Mel Gibson să joc în rolul acesta. I-am spus: până la urma urmei, fiecare dintre noi trebuie să-și poarte crucea lui. Și a zis: probabil că aceasta este a mea. Vedeți, dumneavoastră, e o presiune teribilă să accepte acest adevăr al învierii. E o presiune care vine din partea celorlalți despre judecățile pe care tu le-ai față de alții. De aceea, oameni buni, vreau să înțelegem în această seară că e de totul sau nimic. Nu știu cât de mult, și încerc să fiu cât mai convingător, să vă spun cât de mare este miza aceasta. Oameni buni, aici nu e vorba despre particularități teologice, nu e vorba despre penticostalism versus biserica tradițională, nu e vorba despre penticostalism, mărturisire de credință versus nu știu ce forma închinării. Vreau să vă spun, aici e vorba despre temelia adevărului, aici e vorba de totul sau nimic. Dacă nu crezi, pierzi totul. Învierea lui Iisus Hristos, frați și surori, prieteni dragi, este de totul sau nimic. Și al doilea lucru pe care vreau să subliniez în direcția aceasta, dragii mei, pentru că este totul, pentru că este totul, nu trebuie să lăsăm ca nimic mai apoi să ne împiedice în a păstra acest adevăr. Trebuie să-l primești, ăsta este primul pas. Și zice Pavel către cei din Corint: voi ați primit propovăduirea noastră. Dar spune mai departe apostolul Pavel: și prin care sunteți, versetul 2, și prin care sunteți mântuiți, dacă ce? Și ce dacă faceți? Dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o, astfel degeaba ați crezut. Adică după ce primești acest adevăr suprem al învierii lui Iisus Hristos, după ce crezi și mărturisești din toată inima ta și cu gura ta că Iisus Hristos a murit după Scripturi, a înviat după Scripturi, este viu în vecii vecilor, că este la dreapta lui Dumnezeu și că va veni din nou și că este Domn al domnilor și că este împărat al împăraților și că este peste toate și că este dincolo de toate, că prin El și pentru El sunt toate lucrurile, când afirm lucrurile acestea, când le crezi, trebuie mai apoi să le păstrezi. Și trebuie să păstrezi acest lucru, pentru că, dragii mei, de totul sau nimic, nu trebuie să lăsăm ca absolut nimic să ne împiedice în a păstra acest adevăr. Pentru că există un pericol teribil, oameni buni, să scoatem
sau să adăugăm ceva la acest adevăr. Orice scoatere din acest adevăr, orice adaos la acest adevăr, dragii mei, îl face invalid. Nu mai mântuiește. De e foarte important să păstrăm acest adevăr. Marea dilemă, marea problemă, marea frământare a lumii de astăzi, a bisericii în lume, este, dragii mei, că noi vrem să fim acceptați de lume. Dacă există o mare durere, dacă există o mare durere, cred, a lui Dumnezeu, dacă există un mare faliment al bisericilor de astăzi, este că noi vrem să fim acceptați de lume. De aceea, știți ce facem? Pentru că vrem să fim acceptați de lume, scoatem ceea ce deranjează lumea. Scoatem din programele noastre ceea ce deranjează lumea. Rugați-vă mai încet, că eu nu înțeleg. De ce trebuie să fii așa dur? De ce trebuie să vorbești despre păcat în felul ăsta? De ce nu vorbești despre iubire? De ce vorbești despre pedeapsă? De ce vorbești despre judecată? De ce vorbești atât de mult despre iad? Ce aveți cu homosexualii? Ce aveți cu curvarii? Ce aveți cu bigoții? Ce aveți cu aia care calcă în picioare? Lăsați-i, fiți inclusivi, voi sunteți iubire. Oameni buni, vreau să vă spun cât se poate de direct astăzi. Este pericolul că, din dorința de a fi acceptați de lume, să excludem ceea ce deranjează lumea din programele bisericii, din viața bisericii. Știți care este problema mare? Că dorim să fim prieteni cu lumea, devenim vrăjmași cu Dumnezeu. Și vai de biserica care devine vrăjmașul lui Dumnezeu. Noi trebuie, dragii mei, să acceptăm și să păstrăm acest adevăr al lui Iisus Hristos. Acum vreau să spun și vreau să vă citez o chestie care m-a pus pe gânduri. Auziți ce spune un mare om al lui Dumnezeu? Pentru biserica primară, vreau să vedeți ce provocare au fost pe oamenii ăștia. Pentru biserica primară era un fapt problematic să susțină, așa cum apare în Evanghelie, faptul că primii martori ai învierii fuseseră niște femei, dat fiind statutul lor social inferior în societate și faptul că mărturia lor într-un proces nu era admisă nici măcar ca probă. Nu credeți, spune omul acesta, că primii creștini au fost ispitiți să sară peste ordinea evenimentelor învierii? Nu-ți vine să scoți chestia aia care nu dă bine în lume? Dacă în vremea respectivă, în societate, în lume, femeia era considerată ca fiind ceva inferior, ceva ce nu este credibil, gândiți-vă, n-au fost primii creștini tentați evangheliști când au scris evangheliile? Credeți că nu a fost o ispită mare pe Ioan, pe Luca, pe Marcu? Credeți că nu a fost o ispită mare peste oamenii aceștia să seară peste ordinea evenimentelor? Nu putea să spună că i s-a uitat de regulă Pavel, lui Ioan, lui Iacov? Nu credeți că a fost ispitit să scoată partea aia care, ascultați-mă, deranja lumea, care irita lumea, care stârnea întrebări lumii? Ba da! Dar oamenii ăștia au birit, știți de ce? Pentru că au înțeles că trebuie să păstreze integritatea adevărului, că trebuie să păstrăm adevărul, pentru că doar adevărul absolut, dragii mei, ne poate mântui. De-aia e foarte important. De aceea, oameni buni, pentru că o mare problemă altă a bisericii de astăzi este pentru că vrem să fim relevanți, ajungem să relativizăm, dragii mei, adevărul absolut al lui Dumnezeu. Încercăm, ascultați-mă, în loc să mai credem minuni, încercăm să le explicăm, să le contextualizăm, încercăm să punem virgulă acolo unde Dumnezeu pune punct. Dragii mei, există acest mare pericol de a fi relevanți cu orice preț și pentru că vrem să fim relevanți, relativizăm și uneori chiar, dragii mei, negăm adevărul absolut al lui Dumnezeu. Știu că e șocant pentru un om care n-are treabă cu Dumnezeu, știu că e șocant pentru omul să audă că cineva a murit și a înviat și că în același timp după moarte există viață și că acest care a deschis ușa spre veșnicie și spre viață este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Știu că e șocant pentru unii să le spui că dacă dau toți banii din lumea asta, îi donează, îi dau la săraci, degeaba, îi la nimic, îi zero, că dacă n-au dragoste și pot să aibă credință să mute munții din loc, pot să facă 7000 de proclamații, dar dacă nu există dragoste, e totul zero. Știu că e șocant și frustrant pentru oameni să le spui că doar prin Iisus Hristos se poate. Și ai vrea să scoți absolutul acesta, ai vrea să scoți ceea ce deranjează lumea. Dar pentru că vrem să fim relevanți, dragii mei, relativizăm adevărul absolut al lui Dumnezeu. De unde credeți că au apărut tot felul de teorii, teoria leșinului, care sunt propovăduite tot mai mult, mai nou în bisericile liberale? Să explice cumva medical, vedeți, Doamne, învierea, ce să explice o minune?
Gândiți-vă mai apoi, dragii mei, pentru că vrem să fim relevanți, ne concentrăm pe ce se concentrează lumea. Și din cauza asta noi nu mai păstrăm adevărul învierii integral. Pentru că, frați și surori, vrem să fim relevanți, ne concentrăm pe ce se concentrează lumea. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 19, fiți atenți acolo pe ce se concentrează lumea și pe care este marele pericol în care este atrasă biserica de astăzi. Spune acolo apostolul Pavel, și dacă numai pentru viața aceasta de acum mi-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai binecuvântați. Nu asta ne spun prosperiștii. Nu asta ne spun cei care relativizează Scriptura. Suntem binecuvântați dacă ne punem pentru viața asta nădejdea în Dumnezeu. Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți. Și biserica știe ce vrea să facă de multe ori, dragii mei, vrem să fim relevanți și atunci ne concentrăm ca să pe ce se concentrează lumea? Pe ce se concentrează lumea? Pe viața de acum! Ce caută lumea? Să-i fie mai bine acum și aici! Să fim mai sănătoși, să fim mai fericiți, să fim mai împliniți, să avem stomacul mai plin, să avem mai multe mașini, să avem mai multe costume, să fim mai multe excursii, să fim mai populari, să fim mai văzuți, să fim în lumina reflectoarelor. Asta spune lumea de acum. Și atunci biserica știe ce face? Îl transformă pe Iisus Hristos și mesajul Evangheliei. Iisus Hristos devine un speaker motivațional. Există oameni care iau, ascultați-mă, principii din Evanghelie și le duc în zona asta a gândirii pozitive și vin să ne spună ei din Scriptură cum trebuie să gândești pozitiv că Iisus, așa, oameni buni, Iisus Hristos nu a fost un speaker motivațional, Iisus Hristos nu este un învățător al lumii, Iisus Hristos nu ne-a învățat că trăim mai bine pe pământ, Iisus Hristos ne-a spus că există o viață aici și există una dincolo, că există un rai și raiul nu-i pe pământ. Asta ne-a spus Iisus. Iisus ne-a spus că în lume o să avem mașini, bani, sănătate. O să crăpăm de sănătate, o să pleznim de bine. Iisus Hristos ne-a spus că în lume vom avea necazuri. Dar, îndrăzniți, biserica nu trebuie să se miște odată cu lumea. Biserica trebuie să miște lumea. Biserica trebuie să miște lumea. Dacă vrem să ne mișcăm odată cu lumea, trebuie să scoatem din biserică adevărul și să trăim în minciuna lumii. Dacă vrem să mișcăm lumea, trebuie să afirmăm adevărul. Adevărul ăsta șochează, cutremură, dar este singurul care dă viață și mântuire. Biserica nu trebuie să se lupte ca să fie acceptată de lume. Biserica trebuie să se lupte ca lumea să-L accepte pe Iisus. Să ne ajute Dumnezeu la asta. Dacă îmi dorește vă mult personal și de sărbătoarea aceasta și fiecare zi cât biserica aceasta va exista pe pământ, să împlinim acest deziderat și Dumnezeu să ne ajute. Dacă vrem, dragii mei, să fim mântuiți, trebuie mai apoi, dacă vrem să fim mântuiți, văzând pericolul acestea, trebuie să rămânem ancorați în acest adevăr, în orice circunstanțe, în adevărul învierii lui Iisus Hristos. Vedeți, dumneavoastră, învierea, dragii mei, lui Iisus Hristos nu ne ajută numai să trecem peste probleme în viață. Învierea lui Iisus Hristos rezolvă cea mai mare problemă din viața noastră. E adevărat că învierea lui Hristos te ajută să treci peste depresie. Învierea lui Iisus Hristos, când o crezi, te ajută să treci peste conflicte. Învierea lui Iisus Hristos, atunci când o crezi, te ajută să crezi peste necazuri mari în viață, peste lipsuri, peste probleme serioase, zguduitoare. Învierea lui Iisus Hristos te ajută să treci prin voi adânci și te ridică să urci pe munți. Dar ascultă-mă ce spun. Învierea lui Iisus Hristos nu ne ajută doar să trecem peste probleme în viață. Învierea lui Iisus Hristos rezolvă cea mai mare problemă din viața noastră, păcatul. Și cea mai mare consecință a păcatului este moartea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, în versetul 26, este un adevăr, vrăjmașul cel din urmă care va fi cum? Biruit? Va fi? Moartea. Și noi trebuie să credem asta, dacă Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață, dăruindu-le. Cea mai mare problemă pe care o rezolvă, dragii mei, învierea lui Iisus Hristos, este problema păcatului. Dacă Hristos a înviat, noi nu mai suntem în păcatele noastre. Dar zice Pavel, dacă n-a înviat Hristos, rămâneți morți și veți muri în păcatele voastre. Lăudați să fie Dumnezeu, e de totul sau nimic, oameni buni.
De-aia trebuie să crezi în acest adevăr, să păstrezi adevărul ăsta în orice circunstanță vieții tale. Mi-a plăcut foarte mult și am citit mult și în perioada facultății și după literatura de rezistență împotriva regimului comunist. Am dat și de multe ori despre scriere unui preot, Calciu Dumitrea asta, coleg de atât de mult de ani de suferință în celulă cu Richard Wurmbrand. Omul acesta a trecut prin două etape în pușcărie. Într-un cumul de 21 de ani de închisoare a făcut în total. În prima parte, în 1949, când a fost arestat, omul acesta a trecut prin cel mai groaznic fenomen de tortură din istoria omenirii, este considerat, și nu vă spun eu, citesc pe alții. Comparat cu gulagurile din Siberia, fenomenul de reeducare de la Pitești, vă rog să citiți când aveți ocazie, puneți mâna, este o carte lui Virgil Ierunca, fenomenul Pitești, te îngrozești, să vezi de ce au fost capabili oameni, de ce atrocități. Și părintele Calciu Dumitrea s-a trecut prin fenomenul de reeducare de la Pitești. Nu vă pot da detalii de ce s-a întâmplat acolo. A fost eliberat în 1964 odată cu amnistia generală. Dar în 1979 a fost arestat din nou și întemnițat pentru încă 10 ani. Știți de ce? Pentru că a ținut 7 predici intitulate 7 cuvinte către tineri în anul precedent, 1978. Și povestește părintele Dumitreasa despre un Paști petrecut în anul 1982 în închisoarea de la Iud. De 7 luni de zile, zice Calciu Dumitreasa, eram în izolare. Eram singur în celulă, de 7 luni de zile, nu vorbeam cu nimeni. Și-a zis, știam că urmează Paștele, știam că urmează Învierea și m-am pregătit cu post pentru această sărbătoare. Și spune el, în timpul acestei pregătiri, vă citesc pentru că mi se pare superb ce spune omul ăsta, am devenit surd la insulte, insensibil la lovituri, blindat împotriva foamei, încălzit prin rugăciune. Mă pregătisem de câteva zile în modul acesta, spune, și la miezul nopții, sâmbăta spre duminica, când au început să aud zgomotul clopotelor din oraș, din Aiud, am început să cânt primat în gândul meu, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din mominte viața dăruindu-le. Apoi, spunea el, a început să cânt în șoaptă. Am început să cânt lucrul acesta. Am cântat până dimineața, zicea el, în șoaptă, Hristos a înviat din morți, pentru că nu aveam voie să vorbesc în celula aceea. De 7 luni era izolarea singur. La 7 dimineața se schimba tura gardienilor. Era pe secția de deținuți politici, unde erau cel mai aspru supravegheați și cel mai aspru controlați. Și spunea el, la 7 dimineața a venit cel pe care îl numeam Îngerul Morții. Era cel mai rău deținut de la Iud. Toți deținuții se temeau de el. Și spunea, ceea ce era șocant la acest torționar, la acest gardian, îl supranumea Îngerul Morții și spunea, eu i-am dat un alt nume, un drac frumos. Vă citesc ce spunea el. Pentru că era șocant de faptul ca un tânăr de 30 și ceva de ani gardian, îmbrăcat impecabil, părul aranjat, totul era impecabil, un zâmbet angelic. Dar trecea de la o stare la alta, de la un zâmbet. Spunea, nu era sănătos dacă nu bătea pătură 6-7 oameni până la moarte aproape. Avea un stil de a te bate până când erai aproape în pragul morții și acolo știa să se oprească tot timpul. Și la ora 7 dimineața a venit Îngerul Morții în inspecție. Când se făcea inspecția din partea gardienilor, toți deținuții trebuiau să stea cu fața la perete, n-aveau voie să întoarcă capul, n-aveau voie să scoată un cuvânt. Se făcea inspecția vizuală, după ce pleca gardianul din celulă, aveai dreptul să te reașezi înapoi pe o scândură, care era patul lui, de aproape 10 ani. Spune Calciu Dumitreasa, încălzit de 3 zile de post și rugăciune, de 3 zile de post și rugăciune încălzit, spunea el, și cântând toată dimineața și noaptea, Hristos a înviat, eram cu fața la perete. Și când a intrat acest Înger al Morții, gardianul supranumit Îngerul Morții, când a intrat în celula mea, am întors înspre el, ceea ce n-a făcut niciodată până atunci. M-am întors înspre el și am spus, Hristos a înviat. Și am spus, ăla s-a oprit, s-a dat pe spate doi pași, s-a uitat să vadă pe culoar dacă nu sunt alți gardieni, a făcut înapoi un pas în față, s-a uitat la mine și a zis, adevărat a înviat și a plecat.
Niciodată, spunea, nu am crezut că din gura unui om demonizat, cum era omul ăsta, în răutate, să aud un adevăr atât de puternic. Dar spunea el, știi, Dumnezeu e atât puternic încât poate să scoată din gura oricui un adevăr. Adevărul acela, spunea, nu era pentru el, era pentru mine. Era adevărul care m-a întărit și m-a făcut să am nopți și mai binecuvântate și zile și mai frumoase, în ciuda bătăilor și în ciuda torturilor. Știți de ce, oameni buni? Pentru că Hristos a înviat din morți. Pentru că Hristos a înviat din morți. Pentru că e un adevăr. Și ascultă-mă, adevărul ăsta trebuie rostit, adevărul ăsta trebuie să-l crezi, să-l interiorizezi în tine și să-l trăiești zilnic, că e în pușcărie, că e în libertate, că e în mașină, că e acasă, că e atunci când ai bani, când nu ai bani, Hristos a înviat, lăudat să fie Dumnezeu. E de totul sau nimic, vreau să înțelegeți care e miza, e totul sau nimic, Hristos a înviat! Biserica Geneza, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și, dragii mei, acest adevăr e un adevăr pe care trebuie să-l păstrăm așa cum e. N-avem voie să ne atingem de el, de dragul de a fi relevanți. Dragii mei, nu avem dreptul să ne atingem de adevărul învierii. Nu mă interesează că deranjează scepticii, nu mă interesează că deranjează filozofii, nu mă interesează că îi deranjează pe aia care gândesc pozitiv că viața ta cea mai bună trebuie să fie aici. Nu mă interesează, nu trebuie să te intereseze. Iisus Hristos a înviat din morți. Și, dragii mei, după moarte există viață. Și ascultați-mă, pentru că Hristos a înviat și noi vom învia, binecuvântat să fie Dumnezeu! E un adevăr! E totul sau nimic. Și pentru că este totul, dragii mei, în al treilea rând, nu trebuie să lăsăm ca nimic să ne împiedice să propovăduim acest adevăr, să primim acest adevăr, să păstrăm acest adevăr și mai apoi să-l propovăduim. Aceasta este, dragii mei, esența a ceea ce Apostolul Pavel spune aici. Uitați-vă la Apostolul Pavel. Pavel, dragii mei, se situează, dacă vreți, într-un fel de, spunea Iosef Ratzinger, fostul papă, zicea în felul următor, Pavel se situează într-un lanț de transmisie a Evangheliei, a marilor adevăruri lui Dumnezeu. Zice, Pavel primește, dar nu ține pentru el, ci dă mai departe. Pavel, spunea el, dragii mei, este ca un fel de verigă într-un lanț al propovăduirii. Frați și surori, e o mare problemă, știți de ce? Pentru că până la noi, de generații și generații, acest adevăr a fost pus verigă după verigă, de 2000 de ani, verigă după verigă, etapă după etapă, om de la om, dragii mei, se propovăduiește că Hristos a înviat din morți și veriga aceasta învierii e la tine. Dar ascultă-mă, cui o dai mai departe? Tu ești un lanț, dacă vrei, în acest lanț nesfârșit al martorului Iisus Hristos. Versetul 3 spune Apostolul Pavel, v-am învățat înainte de toate așa cum ce? Mi-a căzut din cer. Nu zice cum am primit. Știi ce am primit? Am primit pe drumul Damascului că Iisus Hristos este viu. M-am întâlnit cu Hristos și am aflat că e viu. Ai primit în urmă cu 5 ani adevărul acesta că Iisus Hristos este viu în vece vecilor. Și spune Pavel, l-am primit, dar atenție, spune mai departe, versetul 11, astfel dar, ori ei, ori eu, noi ce facem? Primim și mai departe. Și ce spune Pavel că facem? Propovăduim. Primești, dar uiți să mai propovăduiești. Ce facem cu adevărul acesta al învierii? E totul sau nimic? Tu înțelegi că pentru celălalt e totul? Și pentru că e o problemă de viață și de moarte, nu doar pentru tine, ci și pentru altul. Trimite mai departe. Știți care e marea noastră dilemă, apropo, și dramă, și legat și de ceea ce spuneam în al doilea punct? M-am gândit foarte mult la femeia samariteancă. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în Ioan capitolul 4 că era o femeie, știți, cu trecutul ei, cu tot, cu 5 bărbați ai avut și zice, bun, intră într-o discuție teologică cu Iisus, noi așteptăm pe unul așa care va veni și zice Iisus, eu cel care stau de vorbă cu tine sunt acela. Și ea primește afirmația lui Iisus și o crede. Câteva minute mai târziu ajunge în cetate la consătenii lui, care o apreciau foarte mult, știindu-i trecutul, nu? Toată lumea o sauta cu pietre, să ne înțelegem.
Și a venit asta în cetate. Și a zis, veniți și vedeți. Un om care mi-a spus tot ce am făcut. Și a zis, el este acela. Așa au zis. Nu, 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 nu. Dintr-o dată a pus o, un semn așa de întrebare, o relativiza puțin treaba, a zis, nu cumva este el acela. Tu ai primit credința, tu ce trazi mai departe, îndoiala? Tu ai primit un adevăr, ce trimiți mai departe? Noi, dragii mei, spune Apostolul Pavel, noi așa am primit și așa dăm mai departe. Ajută-ne, Domnul, asta. Știți care este cel mai greu punct în care trebuie să ajungi cu un om la o conversație? Până ajungi la învierea lui Hristos. Și spune când îl ascultă cu plăcere pe Pavel, că era interesant, bă, cine e ăsta? Hai să vedem, evreu, bă, epicurean, stoici, filozof. Bă, hai că e unul aceea, să-l băgăm aici în centru, în Areopag, în Agora, vino aici. Și zice, Pavel, totul e faină, dar zice, a, apropo, să nu uit. Dumnezeu nu ține seama de vremea de neștiință și poruncește tuturor oameni de pretutindeni să se pocăiască pentru că l-a rânduit o judecată. Și zice, după cum l-a rânduit pe Hristos, care l-a înviat din morți, stop, ce ai spus? Învierea din morților? Știți că este reacția atenienilor? Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, a început ironia. Apostolul Pavel nu se cumințește. Și de data asta stă în fața unui împărat, împăratul Agripa. Vă aduceți aminte când stă în fața lui Agripa? Îl cheamă Agripa, bă, hai să văd ce cauza ai înainte să te trimit la Roma. Și zice Pavel, hai să spun despre ce e vorba. Știi, eu cred într-un Iisus Hristos care a murit și a înviat, cred în învierea morților și în momentul ăla îi zice împăratul Agripa, Pavele, ești nebun? Ce ești nebun? Cum să crezi în învierea morților? Zice Pavel, eu cred. Și de-aia și spun. Oameni buni, trebuie să înțelegem miza învierii și trebuie să trecem peste reacțiile oamenilor, indiferent ce ar zice unii sau alții. Noi trebuie să trecem peste aceste reacții ale oamenilor. E totul sau nimic, nu știu dacă înțelegi. Și e totul sau nimic numai pentru tine, e totul sau nimic pentru toți și pentru ei. Dragii mei, în concluzie, dacă Hristos nu a înviat, creștinismul e cea mai mare minciună. Înțelegeți? Dacă Iisus Hristos nu a înviat, cum spun unii, sau cum zic alții, zice Pavel, totul spre nimic, totul e o înșelăciune, totul e o mare mascaradă. Ba încă noi, zice Pavel, suntem martori mincinoși, ba încă eu, dragii mei, v-am vândut ani de zile iluzii false, dacă Hristos n-a înviat. Înseamnă că totul e degeaba. Înseamnă că tot ce am crezut, tot ce am spus, tot ce am rostit, e degeaba, la fel și tu. Tu înțelegi care e miza? Și tu înțelegi acum de ce diavolul în fața acestui adevăr vrea să prolifereze o minciună? Și dacă poate măcar să relativizeze adevărul pentru ei suficient. Dacă n-a înviat Hristos, tot e o minciună. Atunci Freud a avut dreptate. Dacă n-a înviat Hristos, Freud a avut mare dreptate. Când spunea despre creștinism că este împlinirea unei dorințe prin vis. Împlinirea dorințelor prin vis. Nimic adevărat. Și Karl Marx, vorba lui Keller, are dreptate să acuze creștinismul de ignorarea problemelor materiale, să spună că religia este opiumul popoarelor, care te face să fugi de problemele reale ale vieții. Dacă n-a înviat Hristos, toți atei au dreptate. Toți psihologii au dreptate. Nu să înțelegeți care e miza? Tu înțelegi că e de totul sau nimic aici? Dar, dragii mei, vreau să închei spunându-vă acest adevăr pe care îl cred, cu care mă identific, și pe care o să-l rostesc până la moarte și dincolo de ea. Pentru că Iisus a înviat, pentru că Iisus a înviat și este un adevăr absolut, trebuie să înțeleg că dacă nu primesc acest adevăr, mor în păcatele mele. Pentru că Iisus Hristos a înviat și un adevăr absolut, dacă nu le propovăduiesc altora, ei mor în păcatele lor. Așa că în numele lui Iisus Hristos, de acest Paști, fă ceva diferit. E de totul sau nimic? Ai primit adevărul? Tu crezi că Iisus Hristos a înviat din morți? O să întreb ceva ce poate părea banal, de o afirmație adevărată, e ceva ce vă pun în fața unui lucru, dragii mei, existențial, de viață și de moarte, de totul sau nimic. Cine de aici crede că Iisus Hristos a înviat din morți? Vă rog să ridicați mâna sus.
Înseamnă că am primit. Lăudat să fie Iisus. Oameni buni, trebuie să păzim asta. Nu așa rămâne, zice Pavel. Mă, putem discuta de worship, dacă vreți, cu tobe, fără tobe, chitară electrică. Discutăm și de vestimentație și de batic, dacă vreți, și de acordeon. Putem discuta. Și de lumini și cu jocuri. Putem juca să vă discutăm despre ce vreți voi. Dar ascultați-mă. Când e vorba de învierea lui Iisus Hristos, nu negociăm. E ceva ce n-ai voie să te atingi. E ceva ce trebuie să păstrezi, să duci mai departe. Dar întrebarea mea este, câți de aici propovăduim? Câți propovăduim pe Hristos? Câți oameni mor în păcate lângă noi? Sunt lucruri, dragii mei, care trebuie să ne pune pe gând în această zi. Și mă rog din toată inima ca această înviere a lui Hristos să fie o provocare mare pentru noi astăzi. Samuel Rodriguez este un pastor din Chicago, de origine hispanică. E unul dintre cei mai influenți predicatori din comunitatea hispanică la nivel mondial. Este președinte al un lider al comunității evanghelice hispanice din America. Foarte influent. Și povestește acest pastor Samuel Rodriguez că în urmă cu ani de zile a fost invitat de către guvernul din Pakistan într-un fel de eveniment din ăsta multireligios. Au vrut să arate că acești pakistanezi sunt deschiși, sunt open-minded, că nu prigonesc creștinii, că alături de musulmani pot să trăiască și creștinii în pace. L-au chemat să vorbească și el în două seri. Au fost chemați rabini, au fost chemați imami, au fost chemați tot felul de lideri. Și spune Samuel Rodriguez, avea un translator foarte credincios și râvnos, pe nume Jerry. M-am dus, zice, cu translatorul ăsta meu, care știa să vorbească în limba aceea, vorbit în Pakistan. Și au zis, prima seară când am predicat, erau câteva mii de oameni acolo. Marea majoritate, spre 70% erau musulmani. Deci, nu știai ce are pe aici, nu știai ce fire se leagă. Emoții, mari de tot. Și au zis, când m-am dus pe scenă. Shalom. Salam alaikum. Pe toate le-am zis, peace. Și Jerry se uita la mine. Bă, el mă știa că ăsta e ca și piperul, e mexican, credeți-mă, ăsta e exploziv. Deci eram foarte spășit. Am vorbit despre dragoste, despre iubire, am vorbit despre iertare, despre acceptare. Prima seară m-a deasă fost. Toată lumea m-a aplaudat. Mi-am dus în cameră la hotel, bucuros, Doamne, mulțumesc că am scăpat bine. Mai avem o zi și plecăm acasă. Aleluia! Oh, happy day! Dar zice, a doua zi înainte să plecăm înapoi la stadion să predicăm, s-a uitat Jerry la mine, a zis, bă, Samuel, ascultă-mă aici. Serios acum. Am venit de la 15.000 de kilometri. Am venit până aici în Pakistan. Avem aici oameni în fața noastră pe care trebuie să evanghelizăm și tu le spui despre fluturași. Serios acum. Bă, tu nu vezi că oamenii ăștia au nevoie de adevăr. Ai nevoie ca pastor de unul ca Jerry, să știi. Domnul vorbește prin Jerry. Uneori și prin Tom, dacă trebuie. Și-a zis Jerry, chiar ce nume? Numai bun. A zis, ascultă, nu ne putem permite luxul să plecăm în seara asta să nu le spunem oamenilor adevărul. Dacă nu spui tu, traduc altceva, eu le vorbesc eu. A zis, gata. Și spune Samuel Rodriguez, am auzit mărturia asta în fața unei mega biserici din Chicago. I-am zis la Jerry când am plecat în mașină spre stadion, bă, tu ai asigurare de viață? Și-a zis, am, bun, că și eu, mi-am verificat-o, e ok. Eu cred că murim astăzi, a zis, dar măcar rămâne la copii, la soție, îți pămâni bune. A zice, ce-o fi, o fi. Și-a spus, Samuel Rodriguez, mă duc, iau microfonul, Jerry mă traduce, dă-i drumul la lucrare, ca penticostalii. Și am început, fără introduceri, fără din alea, știți, suntem aici. Ascultați-mă. Există o singură cale. Există un singur mântuitor. Există un singur domn. Este cineva care se numește Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În nimeni altul nu este mântuire decât în Iisus Hristos. El a murit. El a înviat.
El este viu în vecii vecilor și va reveni. Și dacă nu credeți, veți merge în iad. Și zis, în timp ce predicam, la un moment dat văd că se ridică doi oameni, unul tânăr cu unul bătrân, și se apropiau de scenă. Predicam, dar deja, Doamne, cred că ne apropiem de cer mai aproape decât am crezut eu. Și zis că s-o apropia și începeau să fac, dea din semne din mâini. La un moment dat, translatul rugerii se oprește. De ce, bă, oprește-te, leacă. Dar nu, că trebuie să predicăm și să plecăm. Nu, stai. Au ceva de spus ăștia doi, vorbește cu ei. Zice, frate Samuel, nu mai trebuie să predici. Lasă-l, trebuie să-l traduc pe el. Ce, despre ce-i vorba? Hai să vezi, stai. Un om bătrân cu unul tânăr se urcă pe scenă. Și ăla tânăr, auziți ce spune? Vă citesc. Domnule cleric, nu știa cu pastor și cu din alea, frate, n-avea termen de bro și de cipis. Domnule pastor, Jerry, tu tradu. Domnule pastor, acesta este tatăl meu. Domnule cleric, ăsta e tatăl meu, a zis bătrânul. E tatăl meu. Are 80 de ani. E imam, e cleric musulman. Mai că tatăl meu s-a născut orb. Știi, tatăl meu s-a născut orb, dar tatăl lui tot așa făcea. Punea mâinile, se uita, se mira, plângea. Și a zis, ok, și ce să fac cu el? Și a zis, nu trebuie să faceți nimic. Domnule cleric, în timp ce spuneați că Iisus Hristos este singura cale, este singurul adevăr, este singura viață, tatăl meu a început să urle la mine, că începe să vadă ceva. Tatăl meu, într-un țăresc, a născut orb, îmi pune mâna pe față și se ducea să pună mâinile pe fețele oamenilor. Nu mergea dezorientat, mergea la țintă. Și a zis, ce s-a întâmplat? Tatăl meu, în timp ce rosteați, a zis, dacă Iisus, tu ești cel despre care spune omul ăsta, eu vreau să cred în tine. Și a zis, Domnule, a început să plângă, era acolo un clocot. Tatăl meu vede, dumneavoastră înțelegeți, tatăl meu vede. Și-a pus mâna acum bătrânul pe microfon și-a zis, Domnule, m-am născut orb. Și când ai spus că Iisus vindecă, am început să văd ceva. E un întuneric în care trăiesc de când mă știu. Dar văd lumină. Și punea mâna pe fața lui. Strângea de mână, cu lacrimi în ochi. Văd, Iisus. Iisus a atins de mine. Spunea Samuel Rodriguez și impactul a fost, nu vă spun că după aia au plecat cu jandarmeria de acolo, cu poliția, că l-au devenit evanghelist acolo pe scenă. Au început să zice, lăsați-l pe Allah, pe Mohamed, că în Iisus e adevărul. Au început, o luat ăla rolul lui de predicator. I-a fugit în America, repede, business class, fugi. Dar spunea Samuel Rodriguez, a zis, wow, câtă putere are un adevăr rostit. Câtă putere are un adevăr rostit. Iisus Hristos a înviat din morți.